De ziua intrării Maicii Domnului în biserică, prăznuită în fiecare an pe 21 noiembrie, preoții Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din cartierul Tineretului, împreună cu preasfinția sa dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului, au oficiat prima slujbă în noul lăcaș de cult, care prinde contur de la o zi la alta. Subsolul noii biserici a fost plin de credincioși care au venit să asiste la o slujbă religioasă deosebită, mai ales că s-a împlinit un an de când s-a pus prima piatră de temelie a lăcașului construit în stil brâncovenesc. Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Discreți la slujbă au participat și cei care au contribuit în mod substanțial la construirea noii biserici, omul de afaceri Nicolae Florian împreună cu soția sa Veronica. Cei doi emoționați au admirat cum unul din proiectele lor de suflet prinde contur, însă cei mai fericiți de acest lăcaș de cult sunt locuitorii cartierului Tineretului, care vin în număr mare la biserici, bucuroși că mica lor bisericuță din garaj se transformă treptat într-o biserică adevărată, spațioasă și binecuvântată.